Quindi dai sa pauta. O numero uno di Panale Romania. Domnul președinte Ludovic Orban. Domn președinte, o mare onoare, o mare bucurie pentru noi. Ne-ați făcut o mare, mare surpriză și suntem onorați să vă avem în rândurile noastre, în mijlocul nostru, în această seară. Vă mulțumim și vă așteptăm aici, alături de mine. Și de noi! Să aplaudăm pe domnul președinte Ludovic Orban, pe domnul președinte al Consiliului Județean, Iuță Vasile, pe domnul vicepreședinte Marian Dinulescu. Le mulțumim și suntem onorați să vă avem alături de noi. Bună seara! Bine v-am găsit! Cum se zice, am venit la spartul târgului. Sunt convins că domnul primar a tras de dumneavoastră să vă mai țin așa până reușim să ajungem. Am venit de pe la vreo 120 de kilometri, venim de la Jăgălia și am ținut neapărat să ajungem aici, chiar dacă am întârziat un pic, să vă transmită toate gândurile bune, să vă urăm la mulți ani de ziua localității și să vă dorim tot ce este mai bun pentru dumneavoastră. Sănătate și Doamne ajută! Este o mare onoare. Avem alături pe scenă și pe domnul la consilier județean Cristian Marin și domnul director la dezvoltare, domnul Grama. Domnul președinte, două cuvinte vă rugăm. Vă așteptam mâine, dar e o mare bucurie că ați venit și cu domnul președinte. Venim și mâine, domnule primar. E foarte emoționat. Salutăm Chernojul, salutăm la mulți ani comuna Chernoj. Uite că sunteți împărțiți cu bulgarii, sunteți prezenți în acțiuni cu partea bulgară, lucrurile funcționează bine, Consiliul Județean sprijină toate proiectele Comunei Chirnoci, suntem parteneri în tot ce înseamnă dezvoltarea Comunei, suntem aproape de voi, suntem aproape de domnul primar, de Consiliul Local, toate lucrurile sunt și vor fi bine pentru ce înseamnă Chirnoci. Mare onoare, Comuna Chirnoci are președintele Partidului Național Liberal la dumneavoastră împreună cu echipa de conducere a Consiliului Județean și cu tot ce înseamnă o binecuvântare, ca da și o bună de ploaie pentru agricultori. La mulți ani, Chirnoci! Vă mulțumim tuturor, vă mulțumim pentru efortul pe care l-ați făcut în această seară pentru maratonul. Mergeți la Vâlcele, mergeți la Jigălia, ați ajuns și la Chirnoci. Vă mulțumim din suflet! Dar să vă spun unde mergem de acum. Trebuie să ajungem la Țebea, unde e marea sărbare de la Țebea, ca atare, acolo plecăm, domnul primar. La mulți ani, Jăgălia, petrecere frumoasă și sănătate și numai Chirnoci, îmi cer scuze, m-ați zăpăcit. Chirnoci, Chirnoci, știu bine! Mulțumim, la mulți ani, Chirnoci, la mulți ani! Mulțumim invitațiilor noștri, mulțumim pentru surpriza care ne-a făcut-o și îi așteptăm de fiecare dată cu brațele deschise. Cam acesta a fost programul pentru seara aceasta. Vă mulțumesc din suflet pentru participare.